Prezintă-te în câteva propoziții. Bună, eu sunt Alice, o joc pe Patricia în serialul Clanul. Sunt actriță, sunt și manager de artist și în timpul liber sunt un copil. O, ce drăguț! Eu sunt Carmen, am 25 de ani, sunt mămică, soție, artist în primul rând și să o zic și pe aia, tata lui Adrian Minune. Care e întrebarea pe care ți-o adresezi tu, ție, cel mai des? Câți bani mai la mine? Sau mai am benzină? Am uitat ceva. Asta e întrebarea, am uitat ceva, da, eu uit tot timpul lucrurile, adică le las în spate. Cine este persoana căreia ai vrea să-i mulțumești pentru omul care ești astăzi? Mama. Mama. Întotdeauna mama. Dacă ar fi să mănânci doar un fel de mâncare timp de un an, ce ai alege? Cartofi prăjiți. Fast food. Cum ai vrea să mori? În somn, să nu știu nimic. De bătrânețe. O noapte la party sau somn? Acasă voia. Eu party forever. Forever young. Vacanță cu familia sau singur? Tot timpul familia. Prietenii, familia, nu singură. Înconjurat de oameni aroganți sau proști? Eu aș prefera proști, sincer. Eu cred că la fel. Celebritate sau bani? Bani. Da, bani. Poate să nu mă știe nimeni și să stau pe iaht. În Saint-Tropez, nu mă deranjează. Rol negativ sau pozitiv? Negativ. Negativ. Cel mai mare defect? Eu pot să zic că cel mai mare defect al meu e că cu toate sunt prea sinceră. Perfecționismul obsesiv? Cea mai mare calitate? Sunt foarte sinceră. Calitate... Versatilitatea de a putea comunica cu oricine. Ce tare, nu m-am gândit niciodată la asta ca o abilitate, dar chiar e. Ești român dacă... Mănă sarman. În jur la volan. Oh, da. Ești actor dacă... Ai probleme puțin la bibilică, sincer. Sunt de acord, îți scriu. Ești prost dacă... Dacă nu-ți vezi calitățile. Pe bune, da. Ești Carmen dacă... Ai voce, ești frumoasă și înaltă. Dacă strălucești în orice cameră intri. Oh my God! Ești Alice Halpert dacă... Nu ai niciodată timp pentru tine. Ești Alice dacă ai o atitudine de superstar. Oh, mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim mult!